Istoria încălțămintei a parcurs drumul civilizației fiind influențată de fiecare cultură. La începuturi, pantofii erau proiectați doar cu câteva șnururi pentru a sta pe picior. Primele exemplare găsite în Mesopotamia erau niște învelitori din piele gen mocasin. Pantofii au început să fie bogat decorați abia în epoca elenistică. Romanii au inventat articole potrivite pentru fiecare picior și l-au diferențiat în funcție de sex și rang. Dezvoltarea societăților a impus moda, care a dat naștere stilurilor noi. Chiar dacă astăzi se găsesc pantofi ce înglobează tehnologie de ultimă oră, care au calități speciale pe care producătorii pretind că le oferă, alegerea poate fi dificilă. În minutele următoare vă invităm să faceți cunoștință cu un întreprinzător român ce pune accent pe producția manuală, concurează cu brandurile din domeniu și rezistă în piață. Povestea antreprenorului Maricel Oaștea și a societății sale specializate în fabricarea încălțămintei și marochinăriei începe acum 20 de ani. Perechile de pantofi sunt executate manual de o echipă formată din 10 specialiști. Cu ușurință se observă atenția pentru detalii și maestria cu care mânuiesc ustensilele ce dau viața articolelor. Acestea sunt executate exclusiv din piele naturală, ceea ce conferă piciorului o respirație bună. Modelele sunt concepute astfel încât să fie trainice, comode și în același timp în pas cu moda. Produsele sunt vândute prin intermediul celor două magazine din București, prin comenzi online și în târgurile de specialitate. Fluxul tehnologiei constă în execuția fețelor, lipirea și coaserea acestora de talpă. Materia primă este de calitate, astfel încât elasticitatea și rezistența sunt asigurate. Domnul din imagine are 70 de ani. Dexteritatea cu care decupează materialul îi trădează anii buni de muncă și experiența acumulată. Produsele lucrate manual își pot găsi nișe de piață cu un marketing adecvat și puțin noroc. Cu toate acestea, răspunsul la întrebarea câți tineri vor să învețe meserii de acest tip și câți antreprenori îi apreciază la justa valoare, se lasă așteptat. Pentru mărirea durabilității la solicitările mecanice din timpul confecționării și purtării, dar și cu scop estetic, încălțămintea se căptușește. Simple, duble sau în zigzag, cusăturile sub ansamblelor adaugă rezistența articolului. Urmează mularea pe calapod, etapă meticuloasă prin care se obține forma pantofului și asamblarea tălpii. La final, toate elementele sunt finisate, așa încât aspectul să fie apreciat de consumatori. Cu toate că vânzările și implicit capacitatea de producție au fost afectate de criză, echipa Maricel Protcom nu a diminuat standardul de calitate. Chiar și pe internet, produsele firmei sunt promovate pe site-ul încălțămintedelux.ro.